Zadok, povestirea unei căsătorii care am cunoscut-o eu în România. La un moment dat, cineva mă cheamă la o oarbă. Că e o evreică oarbă, care crede acum în Iisus, dar nu cunoaște alți evrei orbi. Am vizitat-o, era credincioasă, am botezat-o, am aflat povestirea ei. Am botezat-o pe vremea lui Antonescu, când nu era voie să boteze evrei. Se băga la închisoare, am botezat-o și eu într-o baie undeva. Ea era oarbă din naștere. Era căsătorită tot cu un orb din naștere. Amândoi tare sărace dacă erau orbi. El la un moment dat s-a îndrăgostit de o altă femeie. Acum, dacă la mine vine diavolul cu ispita altă femeie, îmi spune, uite, a ta e neagră, să vezi asta ce blondă, ce frumusețe, a ta e cârnă, a el altă, uite ce nas frumos. Ăsta n-a văzut pe soția lui în viața lui. N-a văzut pe aia altă în viața lui, dar aia altă îi trebuia, nu-i trebuia lui. Asta e înșelăciunea diavolului și el a lăsat-o pe nevastă lui, a lăsat-o pe nevastă și a dus cu aia altă. Eu le-am cunoscut după aia pe amândouă. Nu era aia altă mai frumoasă decât nevastă lui, dar așa e, asta e ispită diavolului. Și acum ea a rămas singură, singură și săracă și oarbă, habar n-avea de Hristos. Ea a hotărât să se sinucidă. Asta e din experiența nevastă mea și cu mine. Noi am cunoscut, vă spun acum din experiența noastră. Ea a hotărât să se sinucidă și s-a dus pe la farmacie. De aici a luat două pilule de dormit, de aici două, de aici două. A făcut vreo 40 pilule și le-a amestecat pe alea într-un pahar. Și când se ridice paharul să-l ducă la gură, vă reproduc cuvintele ei. Ea mi-a povestit. Zice, uite acum, ridicasem paharul să-l duc la gură și uite acolo unde e dulapul acum, l-am văzut pe Iisus. Ea habar n-avea de Iisus, ea era evreică, nu crescută. Și l-am văzut pe Iisus. Și Iisus mi-a spus, ce faci, e rău. Dar ce să fac eu, ce să fac, nu vezi, m-a lăsat soțul, m-a lăsat și rușinea, și sărăcie, și tot. Ce să fac, nu mai am nicio speranță. Și Iisus acolo unde era dulapul mi-a spus, eu te voi învăța ceva care o să schimbe toată viața și o să te facă fericită. Pentru mine fericire nu mai există. Fă ce-ți spun eu. Du-te la femeia cealaltă și spune, eu iubesc pe bărbatul meu așa mult că eu vreau ca el să fie fericit și bucuros. Și dacă el e mai bucuros și mai fericit cu tine decât cu mine, eu mă bucur că e fericit și bucuros. Du-te la ea și spune așa, eu sunt bucuros că bărbatul meu e fericit cu tine. Vino și locuiește cu el la mine în casă. Și eu vă voi fi servitoare. Eu vă voi spăla, eu vă voi găti, eu vă voi face toate. Numai să-l văd pe soțul meu că e fericit, că râde. Că... asta e tot ceea ce vreau eu în viață. S-a dus ea oarba și a făcut așa. Și a dus-o pe aia la ea în casă. Și ea îi servia pe amândoi. Și acum dacă l-a văzut pe Iisus, a început să se intereseze cine e Iisus. Și cineva i-a dat un nou testament în brai, știți că există cu degetele așa, citesc. Și a început să citească noul testament și a ajuns la credință în Iisus, așa a ajuns să mă cunoască pe mine, pe nevastă mea, să o botezăm și așa. A venit între frați. Rezultatul a fost că soțul ei și-a dat seama ce schimbare s-a produs în soția lui, că soția lui era o eroină, era înger, în chip de om, să facă o soție așa ceva. Dar așa a făcut Adam pentru Eva, așa a făcut Eva pentru Adam, așa a făcut... numai așa, așa a făcut Sara, așa a făcut Rebecca. Așa... să nu caut nimic, dragostea nu caută nimic. Și a înțeles soțul ăsta și a concediat-o pe femeia cealaltă, a trimis-o pe aia să se ducă unde vrea și a fost iar cu soția lui. Există și așa ceva.